E o mare problemă. Deci copilul scolarizat în România este handicapat. E mai rău decât handicapatul care e handicapat. Exact ceea ce spuneam mai devreme, câteodată face pe cea să înțelege cât de fapt e un nebun. Știți, în România este de muncă de acum încolo 20 de ani, cel puțin 20 de ani. 2000 de ani. Avem capacitatea, prin inteligența noastră, să creăm acele sisteme, acele orice putem crea, să schimbăm lucrurile în bine. Dar noi trebuie să fim uniți, spate în spate. Focul rece, toate astea, invenții astea, am înțeles că dumneavoastră promovați lucrurile astea, de invenții de astea care nu sunt luate în seamă. Eu promovez niște vise. Visele devin realitate atunci când mai mulți promovează aceste vise. Exact. La acea asociație de care vă povesteam, dacă eu găsesc susținere și mai găsesc oameni ca domnul Ghiocel, ca dumneavoastră care mi-a spus 100% ca băiatul... Eu cu Ghiocel venim împreună de mână la da. Ca domnul Grațian mai devreme... Grațian da. Ne cântă la pianul. Doamne, are un nume frumos. Numele... Grație, mie, Dumnezeu, domnule, sigur că... Nu, oamenii au numele într-un anumit fel. Da? Hai să continuăm aici. Deci această asociație. Asta este făcută pentru spirit. După care, următoarea asociație care va porni din această asociație va fi aceea pentru creație fizică. Și atunci vom crea energie alternativă, să nu ne mai batem joc de natura asta. Deci, omenirea se află exact pe muchia de cuțit. Noi oamenii trebuie să hotărâm. Vrem așa sau vrem așa? Decizia ne aparține.